Sâmbătă 5 aprilie, primarul orașului Râmnicu-Vâlcea, Mircea Gutău, a inaugurat o nouă parcare ultramodernă din centrul orașului, parcare care are o capacitate de 220 de locuri și a fost construită pe un nivel subteran și unul teran. Primarul Mircea Gutău speră ca realizarea acestei parcări să satisfacă necesitatea locuitorilor din zona centrală a orașului și s-a arătat încântat de rezultatul final al lucrării, felicitând constructorul pentru finalizarea la timp a investiției.